L-am văzut pe Gavroși de România. Asta e mare. Bă, dar eram aproape de vârstă cu Gavroși. Era mai bătrân. Dar arată bine Gavroși. Dar avea 14 ani. Și l-a recunoscut ăla. Poate bă. Mi-a luat un scat cu mine. Bă, dar merge cu trei cu Gavroși. L-am mers la băiat trei. Fapte de vitejie, de la un copil. Bă, este că nu mai era copilul ăla acolo pe aici. O, ia, bă, eu știam. De granița de la copilărie la adulthood. Și eu ce repoi, eu eram de la adolescent, la ce fac? Mate, da, eram liu. De ce? Era nebunie mare și eu nu mai ciuceam figura, erau eu un urmă de adulți. Trebuia să fiu foarte atent. Era jertfării Gavroși, era nebunie. Era nervos, știi. Era super ocupat. Acum are și eu copii. O cunoaște pe soția lui de mult. De ce-i gagica lui preferată? Am Gavroși. E dita mai bărbatul. Deci Gavroși e doar cu una mai mică mie. Una și eu. Tare bine. Eu l-am văzut atunci în ziar, mă pula. Am zis iau, mă pula. E de un tempo copil. Dar dacă era amărât, arăta ca un copil mai mic. E băiețeam. Dar am văzut că e mâncit până de tot la voce. Și că doar e un copil. Era chiar muncit. Eu nu eram chiar atât de muncit ca Gavroși, dar ăla era fără. Muncit și amărât, împărat. Bă, și eram supărat rău de tot. Rău de tot, eram supărat. Și am zis, wow, ar da revoluție pe măsură. Nu i-am zis la mine, dar l-am zis pe măsură. Că păi la ce știam că nu m-am numai pe data. L-am zis doar ăla și am măsură. Dar nicio problemă mai mult de mine. Eram doar să zilite. Și ne vor să zici rău. Deci când eu mai ponderam cu băieți, eram foarte bun. N-am fost nu-i chiar nimic mai spectacolul pe Gavroși, că ăsta era tare. Și a zis că am intrat acolo, era super supărat, Gavroși. Voi avea mai responsabilitate, avea mult de tine. Că dacă am gândit și de nu știu de ăla. Gavroși l-a dus, nu știu. Nici noi nu eram bogați. Aia nu știu. Dar noi nu eram supărați, noi eram mai intelectuali. Noi eram pe ideologii, pe chestii de asta. Gavroși de fapt, bravo, pe ideologii. Și
nu ne gândeam că citite mulțor și prieteni mei am băiat o izbina. Ne-a sorprins trecătorii pe unii termin curve. Cu cât îți crește gradul de inteligență, este nu cu grea voșe prost, nu-i prost. Dar e bun simțul la țară. Adică copii muncit. Ia, mă întreabă și își merge, eu mă întreabă. S-a descurcat. Și era hăzucea la țară. Asta nu. Și e nasol când vine unul ăla de la țară la oraș. Că trece într-o perioadă de supărare. Că se vede handicapat, ca am văzut la student. Ce vă ăștia de bucuriști de trebuie. Vreau că ăștia nu se facă în studiu. E și oameni. Dar tot ce voi tău așa, vă ai văzut că zic. Deci, de acum, și băieții și vechinii care ia la facultate, e băieții din deștepți, e, acum am mai trecut de asta. Păi ce ia, Iuzoflama, ce l-a făcut alăia, dacă a vrut și răspunde. După Revoluție, ai ușit și eu, poate ceva sigur, s-a însurat. Păi îți dai seama că aia nevastă-sa nu l-a mai lăsat pe Gavroș. Cum? Aolo, a zis, mamă, e original Gavroș. Eu pe vremea intelectual, erai la Bagiu, nu era la Bagiu. Noi citeam. Ne uitam noi la pizde, dar tot ne uitam. Gavroș cred că și se lupa pe Gavroș. Și avea planul mare și era nervos. Eu cu prietenii noi eram, făcea cea timp și de noi. Tot intelectual, fascinat de toată. Zicea că suntem bolani. Că eram prea sănit. După aia am supărat și noi, băi. Nu mai trebuie să fie băieții așa strâncinit, că te interpretează. Mai ales dacă nu se dă la postelică, așa mă te dă la curăte. Mi-i place la fete. După aia am trecut printr-o perioadă antipoponărară la maxim. Dar era o confuzie mentală la mine. Că miram un artist foarte genial, Freddie Mercury, care era homosexual. Am citit eu o carte, scrisă de un ziarist, și am zis, wow, mi s-a schimbat concepția, știi? Dar după aia n-am dat cânta asta antipoponereală. Dar eu înțelegeam, bă, aia e pornirea aia, știi? Că făceau și ăștia mișto de noi. După aia mi-a fost și de chestia, m-a fost băieții și cu fetii. E pericol și cu fetii și cu băieții. Mai ales cu băieții, la un moment dat, ei se despartă. Au fac niște unii de altul. Se bat cu ăsta cu ăsta. Înseamnă că vă cu pălări. După aia ies vorbe și dacă băi cu băieții, după voi voi mă bătrați ca orice vă spuneți, nu fac un curs. Orice ai zice, orice dovede ai aduce, nu sunt suficiente. Și deci, la un moment dat, trebuie să alegi o fete care așa, o tipa ta. Ori atunci, n-ai cum să o oscilezi, dar nu trebuie să alegi o calitate. Și pe aceea, până la urmă, alegi adicile. Dar e bine să ai prea multe păsărici. Deci nu știu, până la doar o păsărică. Că după aceea îmbunăvești la creier. Cum? De la multe păsărici, te îmbunăvești la creier. După aceea începe să-i spui. Amintile mărești colesc, gacicile mă chinuiesc. Gacicile e în altul. S-ar putea să fie unele perverse intelectuale care se întâlnește cu mama ta.
Mama ta deodată nu mai devine mama ta. Când e o gacică în căsătorie, văd, iată, ceva de activitate. Nu e doar gagica în căsătorie în România. Ce? Eu nu pot să vă gagiu care ia o fată în căsătorie e bău pus la juc. Ăla cu să se vede mă. Și ca vreo și acum era fericit, bine de bine, cred că era super extaziat, că păstea, mă retrăia momentele alea super tensionate, emoționale. Și era supărat. A fost într-o el, nu, nu, ce să nu fie supărat, dar bă, la mine era fi. Era amărit. Era supărat. Da, bă, cine era supărat? Tot era supărat. A fost revoluția la copii și pe la tineri. Eu știu că nu mi-am creștea zi, mula mea, revoluția. Ca să nu revoluția copiii. Am să fim cine. Cu cine zicești? A venit și să poți nu știu. Dar erau foarte bine. Că și tata a fost, și la tata a vrăbat, nu am zis că acum am făcut. Că pe mine cum a fost asta? A mai fost și nu mai era tine. Ce nu te-a făcut mă, dar nu mă știu cine m-a făcut. Nu știu cine m-a avortat. Dar un lucru e cert, că e mama și tata, să mă comandă. Dar eu n-am vorbit cu tata. Deci eu nu eram cu tata. Niciodată n-am fost cu tata. Eu eram în concurență, eu l-am respectat pe tata. Cum? Noi am fost în concurență. Când am auzit pe tata, vreau să fim prieteni. Păi că las că se rezolvă în gândul meu, tati. Vreau să stăm să bem împreună să fim prieteni. Când am auzit de prieteni, mi s-a aprins licurița. Eu știu ce idee are tata. Vreau să fie eu. Lasă și eu ceva la bord. Și începe să se bă halucinații. Zic, vreau să rezolvăm, mama. Fazele cu prieteni. Cum? Și eu, pă, mama, în tătiu și dacă vrei tu să fii prietenul meu, nu merge. Și dacă și el vorbea sincer acum. Chiar vrea să fie prieten. Și eu zic, băiatul e, câteodată avea dilemele astea. Îi ziceam, bă, e imposibilă faza asta cu vreau să fim prieteni. Să-i propui copilului tău. Eu sunt copilul tău. Deci faza cu prietenirea e spun unui om străin. Deci tu, fără să vrei tata, că te psihanalizezi, mă vedeai ca un om străin. Vreau să fim prieteni, așa, amel. Cum am venit pula? Ia să vezi ce o să iasă de aici. Sunt prietenii la băiat cu băiat. Ce are? Nu, e artist, el are devieri ăsta, comportamental, ciudate. Dar e un tip foarte energic, foarte curajos. O ascultă pe mamă foarte mult. Cum? Se bea el cocoș galic, dar... O ascultă. Păi de ce? Tata a dat telefon la mamă. Deci de să dai telefon la nevastă de la Revoluție. Deci că iubea la mamă și acum și iubea. Cu toate că au o relație ciudată. Îi dă telefon, alo, sunt la Revoluție. Mamă, mamă, deodată mama era mai totuși rațională.
Vino cu acostele. Nu ne lăsa, nu ne părăsi. Toți te mărăși. Și la voia pe tata. Nasol că eu n-aveam telefon, n-aveam bani. Ăsta e norocul meu, doar la Dumnezeu că n-am bani. N-aveam niciodată bani, n-aveam nici prietenul meu. Și norocul meu la Dumnezeu că nici n-am dat telefon la mamă. Ce? Cu la nasă vorbesc eu cu mamă. Eram ocupat cu alte treburi. Și după aceea m-am întors la Revoluție, nu le-am zis. Bă, știi unde am fost eu? Nu, ea am zis, ea. Am fost afară. Nici nu le-a dat damn la ăștia, că ăștia sunt puțin cu apocalipse, cu ăștia, că nici eu ăștia în apocalipse. Și dacă le ziceam, eu v-am fost la Revoluție, le-am zis-o târziu. Păi cred că mă bătea și mama și tata. Să-mi intre mințile în cap, ce spune ta. Cum mă dai fără revoluție, puteai să mori. Și da, hai. Program de forță. Băgați-l în omor. De ei mi-a zis. Da, vorbi cu prietenii mei, aia, da, da. Mă, ăștia nu prea. Cred că de-aia și tata murea de ciudă. Credea că am bășini în cap. Că eu sunt prea intelectual și nu îi bag pe ei seama că e prea muncitor. Și cred că credea că am bășini în cap. Și asta e. Cred că așa credea. Cu toate că era o ruptură de comunicare, aia ideea. Cu orice zicea, nu se îndeplinea. Iar chiar invers. Eu ce îi ziceam, se îndeplinea. Nu. No. Nu se poate. Dar el mi se pare că s-a dus de vreo două prioare. Nu știu dacă e mai mama. Eu am fost doar o dată, am văzut cu mine. Am stat, m-am gândit că așa. I-am tras meditații transcendentale de unul singur. Uite măcar cu mine. Și mă gândeam așa singur. Ziceam de ei. Aoleu, ce urât a fost. Dacă lasă și te mai rapid. Că păi ei e sângeroasă toată. Am zis, mai ies eu odată la mare, cu Cristian. Mai ies ăsta, ăsta ce și nu mai dar am zis asta. Și am obiectat. Nu i-am mai dat telefonul cu Cristian, de ori, de mai, de aia m-am apădat. Acolo se trăgeam, nu era vrăjeală. Era originală. Noi am luat-o pe o colită, așa, pula mea, că a vrut să aduc direct acolo. Eu îi ziceam la bune, tu privem pe aici, fii atent cum facem. Fii atent în pula mea, dacă am ieșit, am ieșit la revoluție, dar pula mea să nu ieșim pe targă. Nu, nu, că nu ziceam așa la ăla. Nu vreau să-l speri. Să fii cine acum. După aia m-am supărat. Ne-am dus pe acolo, am o urlat și mie, nu vreau să urlea prea mult. Că e băiat, știe și psihologie, fii atent. Dar nu-i explica la bătii, vorbim așa mai normal. E nimic într-o fel de transă. Ia uite pe ăștia. Păi zic, wow! Se uită și el a fost, ce vezi? I-am zis, mamă, e originală revoluția. Mamă, e tare. Îi te dau sufletele, ți-am papă. Și am zis, nu, nu, asta e semnal, asta e semnal. A trebuit să-l postez și posta. Câte copii și... De fapt, am părăsit. Să ia. Era fără o postit. Să trăiesc. Am făcut niște copii, copii de vin, niște greșeli și... Era pentru că eu. A fost tot la smolă, dar eu am lucrat. A fost o revoluție atipică. Aveți să alegi unul dintre noi doi. Care crește, care mare. Când m-am aruncat eu. Era să dau.
Băi, l-am comunicat el. Eu urlam după el. Am comunicat cu Revoluție. Eu am zis că avea din altă stăție. Că l-am putezit. Am obținut că am făcut tot. Nu puteam să ajung până aia să ajung la hotare. Și m-aș fi să iau la hotare. Noi nu ne-am bătut niciodată, era fără părțit. Nu ne-am bătut niciodată. Adică l-am bătut, dar acolo nu am zis niciodată. Mi-am primit am călțiune de la altul. Mai aveam meditație, dar nu am primit am călțiune de la altul. Și era fără părțit. Și cuvinte pe psihic de la o porteare. Și mi-am ce dat de la mine. Oricum mi-am mântuit. De două, trei zile de viață. Mi-am revenit de la asta cu tine. Cum de viață. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale. Thank you.